explic cel mai sincer. În momentul în care dansez, uit de toate lucrurile urâte, iar cea mai optimistă parte din mine iese afară. De ce să trăiești dacă nu faci ceea ce îți place? Nu spre asta tindem, spre fericire, nu? Unul din cele mai frumoase lucruri pe care dansul mi l-a dăruit mie a fost faptul că a scos cea mai altruistă parte din mine. Când îți deschizi mintea și realizezi ce oameni buni și frumoși poți avea lângă tine, vrei ca și ei să simtă același lucru ca și tine, împlinire sufletească și nu numai. Dansul este o artă și arta înseamnă să creezi și să dăruiești așa cum nouă ne-a fost dat să trăim și să iubim. Cu X-Crew eu am înțeles toate lucrurile acestea. Eu le aveam în mine, dar prin ei și datorită lor am reușit să scot afară încât să pot inspira la rândul meu pe altcineva. Ce sfat aș avea eu pentru ceilalți? Nu cred că sunt în măsură să dau sfaturi. Mai degrabă pot spune ceea ce cred eu că ar fi bine să facem fiecare dintre noi, orice om de rând. Mi-ar plăcea ca lumea să scape de prejudecăți, să accepte diversitatea și să înțeleagă că fiecare om e frumos în felul lui. Așa că trebuie să ne încurajăm unul pe celălalt, să scoatem ce e mai bun din noi, așa cum oamenii din jurul meu m-au învățat, m-au inspirat, m-au motivat efectiv să devin o persoană mai bună. Anul 2014 este unul dintre acei ani care pot spune cu mândrie că am avut multe realizări importante, dar și multe schimbări în același timp. Este genul de an care mă face să fiu curios, oare ce va fi mai departe? Ca o poveste în care partea interesantă abia începe și de care sunt cel mai entuziasmat. Cine știe câte persoane importante o să cunosc? Câte lucruri noi? Câte experiențe frumoase? Cert este că atâta timp cât eu am încredere în mine și în forțele mele, viața mea prinde conturi. Și niciodată nu știi ce-ți rezervă și ce lucruri frumoase poți să trăiești.